Mingea intră în coș, parcă ar zbura. Noi pentru băieții noștri vom striga: câștigați cu noi, avem succes cu noi, basketbaliștii sunt niște eroi! Fetelor, antrenoarea Abby va veni acum. Imaginați-vă cât de șocată va fi când va afla că Zacat e în echipa de basket. Îl va da afară imediat. Knopa, vrei ca antrenoarea Abby să-l dea afară pe Zacat? Nu știu! Haide, Knopa, te minți în legătură cu el! Knopa se minte, da, nu poate accepta faptul că Zacat a avut un sărut adevărat cu Maria. Văd că ai decis să mă tachinezi, așa că voi spune că și tu faci la fel cu Zip, care a plecat cu Ziana. Ar fi trebuit să mă înțelegi, nu-i așa? Da, Knopa, mi-a plăcut de Zip, dar nu pot spune că ne potriveam prea bine. Ok, fetelor, să terminăm cu băieții, pentru că antrenoarea Abby va veni chiar acum. Fetelor, e adevărat? E adevărat? Da, antrenoarea Abby, e adevărat. Fetelor, această veste m-a pus la pământ. Sunt șocată! Cum a reușit un zombie să intre în echipa de basket? Nu e prea mult pentru el? Un sărut a decis totul. Mă scot, te lovesc direct în ochi. Antrenoarea Abby, acum ne-am împărțit în mod egal. Acum suntem 4 basketbaliști și 4 majorete. Maia, cum adică ne-am împărțit? Maia, ascultă, ca nou venită, probabil nu știi că fetele nu au voie să fie împreună cu băieți, așadar fără basketbaliști. Ei bine, asta e o prostie. Antrenoare, e bine, relaxați-vă, Maia doar glumește, nu-i place de niciun basketbalist. Imaginați-vă dacă și Zalina sărută pe cineva și vine în echipa noastră apoi. Nastia, nu-ți mai imagina lucruri de genul acesta. Fetelor, ultimul lucru de care aveam nevoie e Zalina. Haideți să ne antrenăm. Nu înțeleg ce se întâmplă școala asta. Nu înțeleg. Fetelor, să facem victoria. V-I-C-T-O-R-I-E. Fetelor, mișcați-vă brațele mai clar. Mișcări mai clare. Săriți mai sus. Sloganul rostiți-l mai clar. Vorbiți clar. V-I-C-T-O-R-I-E. Mai repede, fetelor, mai repede. Bani. Bani sunt cele mai tari. Ice. Ce? Azi mi s-a îndeplinit dorința, lista de dorințe funcționează. Da? Ce dorință? Ice, în sfârșit se face un jacuzzi la mine acasă. Serios? Visai la jacuzzi? Da, iar acum jacuzziul există, nu e doar în lista mea de dorințe. Pizza e doar o coincidență, nu cred în listele de dorințe. Fetelor, nu sunt aici! Ice și Pizza, i-ați văzut pe basketbaliști? Nu au trecut pe aici? Frogs, nu i-ați văzut? Înseamnă că nu sunt aici. Pizza nu e adăugată în lista de dorințe. Ai râs degeaba de lista mea. Pizza nu râd, doar nu cred în asta. Nu e sigur că orice dorință se împlinește. Pentru a o împlini trebuie să lucrezi. Știi ceva? Următoarea mea dorință de pe listă e să primesc un Porsche Panamera. Să văd atunci ce o să zici când o să primesc mașina asta. Oh, Porsche Panamera, da? Trebuie să lucrezi 100 de ani pentru asta. Nimeni nu o să-ți dea atâta bacșiș. Ice, m-am săturat de tine, nu ne potrivim deloc. Eu cred în lista de dorințe, dar tu nu crezi. Pizza, du-te și ia comenzi de la Frox. Unde sunt basketbaliștii? Vor veni acum, sunt sigură că ne-au citit mesajul. Fetelor, imaginați-vă dacă va funcționa totul, ar fi atât de cool. Am avea în sfârșit, iubiți. Fete Frox, ce comandați? Fetelor, au venit! Oh, fetelor, hai să fim serioase, să ne concentrăm. Pizza vrem pentru cacao. Bună, basketbaliștilor! Hei, fetelor! Zacat, ți-am zis că n-avem treabă cu Frox. Frox, de ce ne-ați chemat aici? Ce-i cu mesajul pe care ni l-ați trimis, a? Nu ne mai scrieți, lui Bani ar putea să nu le placă asta. Puieți! Lui Bani nu-i pasă de noi, pata. Băieți, de ce sunteți așa supărați? Doar voiam să vă întrebăm ceva. O, Zacat, cum ai devenit adolescent normal? Mai sunt doi tipi zombie care sunt singuri, Zac și Zup. Și Costia? Costia e luat de Zalina. Suntem gata să-i ajutăm pe Zup și Zac să devină adolescenți. Ce a trebuit să facem? Totul e clar, Frog, se gândesc doar la băieți. Fetelor, Zacat doar a avut noroc. Doar m-am sărutat cu Maria, acum sunt drăguț, normal. Fetelor, cine mă place? Băieți, mă enervează. Zacat, nu mai profita de faptul că ești basketbalist. Nu mai flirta cu toate fetele. Te-am avertizat. Toată lumea te place, Zacat. O să vomit, Frox. Încetați să flirtați cu orice băiat. Sunteți fete, nu e atractiv. Zacat, ai grijă, Frox te mănâncă de vii.
Îmi plac fetele de genul. Fetelor, Zacat mi-a făcut cu ochiul. Nu, n-ai văzut? A făcut cu ochiul drept, deci era pe partea mea. Ba nu, blondo, mie mi-a făcut cu ochiul. Deci, Brovatski, eu vreau o limonadă și o gogoașă. Hai să ai cumva hot dogi. Colegi, v-am zis fără hot dogi. Gigi! Și neapărat să fie cu ciocolată. Da, Iulia, te ascult. Gigi, mi se pare mie sau flirtez cu Brovatski al meu? Nu, Iulia, nu ți se pare? Chiar îmi place de Brovatski. Gigi, ce? Am lipsit o zi și tu te dai deja la Brovatski? Cum adică? Păi, Iulia, hai să-ți explic. Brovatski s-a dat la mine ieri, iar eu am acceptat, așa că acum ne întâlnim. Dar nu-ți face griji, oricum nu vă potriviați voi doi împreună. Nu vă stătea bine. Ascultă-mă bine, Gigi, nu-l dau pe Brovatski al meu nimănui. Vei bea limonada și vei spune lui Brovatski că a fost o glumă și că nu ești cu el de fapt, ai înțeles? Ascultă-mă tu, Iulia, dar îl plac pe Brovatski, merg după destin, iar tu, Iulia, trebuie să accepti. Nici gând, Gigi, Brovatski e al meu, nu uita asta. Nu, Iulia, Brovatski e al meu. Brovatski, nu auzi? La ce te referi? Fetele se bat pentru tine, hai să-și rezolve singure problemele, nu mă bag acolo. Da, fetelor, uitați-vă la Maria, cum poate să se dea mare în fața noastră în felul ăsta? Bine că e fericită! E Maria, se bucură că s-a sărutat! Chiar dacă s-a sărutat cu un zombie! Vai, fetelor, ce-mi place când mă bârfiți! Înseamnă că vă interesez. Cu cât mă bârfiți mai mult, cu atât sunt mai populară. Ce penibilă! Ascultă, Maria, noi nu te bârfeam, ci te criticam. Cum ai putut să te săruți cu Zacat în baie? Și știai că Knopa îl place pe Zacat? Nu mai ziceți asta, nu mai place de el. Dacă nu-ți place de el, atunci nu o să mai bârfim pe Maria. În cazul ăsta, bârfiți-o în continuare. Mie mi se pare că Maria se agață de toți băieții și vrea să-i sărute doar pentru că are o lipsă de atenție. Atâta tot, înțelegeți? Lipsă de atenție? Exact de asta ne sărută foștii iubiți. Fetelor, nu doar că-i sărut, mă și gândesc cu cine să ies. Smiley, Zacat, Romeo sau Timur, sfătuiți-mă! Fetelor, țineți-mă bine ca să nu-i dau una peste față în momentul ăsta! Diana, relaxează-te, ești o banii! Poți mai mult de atât, abține-te, ok? O, banii, aici erați! Banii, ce înseamnă asta? Vreți ca zombii ăștia să ne invadeze școala sau ce? Cum să faceți așa ceva? Cum a devenit Zacat basketbalist? Cine dintre voi s-a sărutat cu el? Au aflat și șobolanii! Maria, deci n-ai avut parte de destule aventuri, nu? Maria, tu faci cum vrei, dar să nu-l mai prind pe Zacat la etajul 2. Zombiul ăla a decis să ocupe tot etajul. De ce se plimbă pe acolo? Zacat e ca o cămilă, merge și scuipă peste tot. Șobolanilor, nu mai țipați la mine. Când l-am sărutat, nu mi-a spus că va scuipa peste tot după aceea. Ce nervoși sunt șobolanii. Sunt doar invidioase că Maria s-a sărutat și ele nu. Fetelor, nu mai învârtiți cuțitul în rană. Eu trebuia să-l sărut pe Zacat. Knopa, nici tu nu știi ce sentimente ai. Și eu i-am spus același lucru. Păi, Dienuța, nu doar tu treci prin lucruri dificile. Ascultați, banii, și tu, fostă banii. Dacă vă văd împreună cu zombii ăia, atunci ce? Atunci nu vă voi mai privi ca pe niște bani. Iar tu, Diana, capitanule, trebuie să răspunzi frumos, fără figuri. Aha, ea e mâna dreaptă a profului Mike. Așa că veți curăța școala de zombii. Fetelor, toate ca toate, dar chiar mi-e teamă de șobolani. Șobolanilor, nu veți mai vedea niciun zombi pe aici. Nici nu o să mai călcăm jos la subsol. Sincer. Lea, ai auzit? Râd de tine. Da, Iana, m-am prins. Am prins. Ascultați-mă aici, Diana și restul majoretelor. Dacă vă mai văd cu zombii, o să vă pun să curățați toate scuipăturile lui Zacat de pe jos și veți spăla toate vasele după masă. Cu asta am spus tot. Gata. Ați auzit? Lealea s-a făcut înțeleasă. Da, ce prietenie. Una zice, alta zice că cealaltă a zis. Se completează reciproc.
Vai cât mă iubesc, atâta gălăgie și doar datorită mie. Dima, lasă-mă, fetelor, cum ați putut să-mi faceți asta? Mie, capitanul echipei. Mi-am săturat de tine, profesor Mike, lăsați-mă. Fetelor, calmați-vă. Nancy, calmează-te. Antrenoarea e bine, nu înțelegeți, am pierdut meciul din cauza ei. Vino aici, capitan. Am pierdut meciul, știți de ce am pierdut meciul? Pentru că te holbai tu la Dima, de-aia. Doreen, calmează-te. Ah, deci le aperi corect pe agitatele astea. Profesor Mike, totul e în regulă, lăsați-mă. Agitate? Tu ești agitată, să știi. Nu ești un capitan, ești un nimic pentru noi. Bine, fetelor, încetați. Ce să înțeleg din asta? De ce e atâta ceartă în echipa voastră? E prima oară când văd o asemenea ceartă între fete. Oh, profesor Mike, doar certuri sunt azi. Gigi și Iulia aproape s-au luat la bătaie. Nu l-au putut împărți pe Brovatsky. Ei bine, să închidem școala. Gata. Veți sta și vă veți certa acasă. Să vă fie rușine. Nu e nevoie să închideți școala. Mai bine să o ducem pe Loren la director. Da, să-și fluture brațele alea pe lângă director. Ce le urăsc! Fetelor, stop! Voi ați dat în Loren! Dim... Ma, nu e nevoie să mă aperi, e prea târziu. Fetelor, nu plecați până nu vă împăcați. Nu vreau să mai văd certuri în școala asta. Nu înțeleg de ce trebuie să vă certați, ar trebui să vă înțelegeți. V-am auzit, profesor Mike. Bine, eu sunt gata să mă împac cu ele, dar doar dacă își vor cere scuze. Oh, acum se vor certa care să-și ceară scuze. Da, interesant. Eu nu-mi voi cere scuze. Pentru mine, tu nu mai ești un capitan. Am pierdut meciul din cauza ta. Tu trebuie să-ți ceri scuze de la noi. Fetelor, încercați din nou. Antrenați-vă mai bine și cu siguranță veți câștiga meciurile viitoare. Fetelor, nimeni nu pleacă până nu vă împăcați. Loren, haide. Nu, nu pot trece peste mândria mea. Ok, atunci vom sta, nu ne grăbim nicăieri. Suntem fete libere, nu ne așteaptă niciun băiat. Nu înțeleg, de ce capitanul e tot timpul sacul de box al echipei? Pentru că ești în față, totul pică pe tine. Du-te și cereți scuze, altfel nu vom mai putea merge la cafenea. Fetelor, mai aveți 5 minute să vă împăcați, să știți. Dacă nu vă veți împăca în 5 minute, veți sta aici și veți scrie împreună declarații. Oh, dar noi nu ne-am certat cu nimeni, așa că plecăm. Thomas? N-am terminat de privit. Thomas? Zaka, de ce-ți faci griji? Vor veni fetele acum. Mai mult, sunt sigur că Knopa e îndrăgostită de tine. Nu-mi fac griji, doar că mă refuză Knopa, voi și cu Frox. Dacă ești cu Frox, nu mai ești în echipa noastră. Da, Frox sunt cool, dar nu sunt bune. Sunt misterioase, răutăcioase, dar banii sunt ce trebuie. Bine, băieți, nu e nevoie să-mi spuneți ce să fac. Dacă nu va merge cu Knopa, voi și cu alte fete. Mai sunt multe. Îmi place de Maria. Da, Zaka. Ești un băiat chipeș. Oh, fetelor, uitați-vă și voi, avem musafiri. Băieți, lăsați-ne să intrăm în vestiar. Ascultați, fetelor, toate patru. Ce ziceți dacă ne împăcăm și noi, a? Să fim cupluri. Când suntem împreună, suntem în top. Cine e gata să iasă cu mine? Fetelor, ați auzit? Vor să iasă cu noi. Băieți, mergem la vestiar. Băieți, nu înțeleg, ne urmăriți? Majoretelor banii nu le plac băieții disperați. Cu cât fugiți mai mult după noi, cu atât nu vă vom vrea mai tare. Fetelor, uitați-vă în ochii noștri, vrem să fim împreună cu voi, serios. Da! Ascultă, Smiley, nu mai da așa din genele alea lungi, pentru că oricum nu te cred. Knopa, tu îi crezi pe băieți? Nu, mai ales pe Zacat. Auziți? Și de ce să ieșim cu voi, basketbaliștilor? Da, poate vrem să ieșim cu băieți care fac dansuri, cu balerini. Ce? Maia, ce? Ce fel de balerini? Credeți-mă, fetelor, dansatorii și balerinii sunt niște gentlemani. Deci, da sau nu, fetelor? Sunteți cu nasul pe sus, dar Frox flirtează cu noi. Zacat. Au flirtat cu Zacat, nu cu noi? Fetelor, ați auzit? Frox flirtează cu ei. Bine, băieți, avem o petrecere la Casa Banii. Dacă vreți, puteți să veniți. Poate ne vom împăca, dar nu promit nimic. Vedem atunci, ok? Dar promiteți să vă purtați normal. Nu să cotrobăiți prin frigider. Da, și să nu... Să nu ne mâncați mâncărurile vegane. Și să nu intrați în baia fetelor. Ați înțeles? Vom fi niște îngerași. Mulțumim, banii. Ne vedem, Knopa, pa!
Fetelor, știți, îmi place când basketbaliștii fug după noi, dar mi se pare că Frogs vor să strice totul. Da, vă dați seama, flirtează cu basketbaliștii noștri. Deci, fetelor, ce idee aveți? Am eu o idee. Există 3 băieți zombie: Costea, Zup și Zac. Îi putem face normali pentru Frogs. Serios? Cine se va săruta cu cei 3? Tu sau cine? Nu, fetelor, noi suntem 4, ei sunt 3, deci trebuie să decidem cine pe cine va săruta. Haideți să vedem. Știți, fetelor, eu l-aș putea săruta pe Zac, dar n-o s-o fac, din principiu, pentru că m-a părăsit. Fetelor, pot să nu sărut pe nimeni? Eu sunt nouă, faceți-o fără mine, vă rog. Super, una a ieșit, am rămas 3, să decidem pe cine sărutăm fără niciun tam-tam. Ok, eu îl voi săruta pe Zac. Atunci eu o să-l sărut pe Zump. Ce? Mi-a rămas Costea? Dar știți că Zalina mă va ucide. Nastia, așa s-a nimerit. Deci, fetelor, le vom face fericite pe Frogs, vor avea și ele iubiți. Costea, te iubesc atât de mult, promitem că nu vei deveni om, te rog. Promit, dar și tu promitem că nu te vei îndrăgosti de un alt zombie. Promit. Biu, ne-am sărutat de săruturile voastre, Costea și Zalina. Vă puteți opri cu astea? E urât că o iubesc pe sora voastră. Ar trebui să vă bucurați că am un iubit atât de bun. Bună, bună, prieteni! Ne-am gândit că a venit timpul să deveniți oameni normali. Sunteți gata? Banii vă vor săruta. Ce e asta? Fetelor, mergeți la locul vostru. Sărut de la banii, suntem gata. Super, Zac, eu te voi săruta pe tine. Iar eu Zup pe tine. Costea, astăzi ne vom săruta. Iar tu, Zalina, îți vei găsi pe cineva care să te facă și pe tine om. Nu vor mai exista zombi în școală, Zac. Ei, stați! Ce se întâmplă aici? Nimeni nu-l va săruta pe Costeal meu. Da, mă bucur să stau cu zombii. Super, dar tu, Zalina, nu le poți interzice fraților tăi să devină oameni. Zacat a devenit om, așa vor deveni și ei. Deci, Zac... Sunt gata să ne sărutăm. Vom deveni ca restul, adolescenți. Băieți, nu ne vom săruta aici. Să mergem în sala de sport. Costea, ce... Dă-i încolo. Banii, ce fel de săruturi organizați aici? De ce când vrem să facem o faptă bună se întâmplă mereu ceva rău? De fapt, fetelor, facem asta pentru voi. Da, ca să-i lăsați în pace pe basketbaliști. Fetelor, deci ne vom săruta? Vreau să devin adolescent. Banii, feriți-vă! O vom face noi. Ups, băieți, ați auzit? O vor face Frogs. Va, eram pregătiți. Deci, băieți, sunteți gata să deveniți iubiții noștri? Cele mai drăguțe de aici suntem eu și Blonda. Poftim? Nu, nu e corect. Nu, frații mei sunt frumoși, atrag multe fete. Da, am observat. Scuze, Frogs, dar nu ne vom săruta cu voi. Vom deveni verzi. Incredibil, deci cu banii vor să se sărute, dar cu noi nu. V-ați pierdut șansa. Gata, fetelor, Frogs au salvat situația. Nu mai trebuie să ne sărutăm cu zombii. Acum Frogs se vor săruta și vor avea iubiți. Și vor lăsa în pace pe basketbaliști în sfârșit. Dragilor, voi dați like, abonați-vă la canal, apăsați pe clopoțel și așteptați noile noastre episoade cool. Ne vedem curând! Pa, pa! Pa!